Rafalele de vânt au făcut ravagii în județul Sălaj, conform celor relatate de primarul Septimiu Țurcaș din Șimleu Silvaniei. Au fost mulți acoperișurile blocurilor pe 13 pe 15 porțiune din M5-M6 pe strada Partizanilor. Probleme au fost și la grădinița numărul 2, unde 40 de metri pătrați din acoperiș a fost distrus. Judecătoria, a cărui acoperiș a fost afectat 5-10 metri pătrați. Casa Andrei Mureșan, 35-70% din acoperiș distrus. Încă 15 gospodării cu țigle Pomi răsturnați. Este bilanțul vântului puternic de sâmbătă seara. Se pare că în cazul blocurilor, situația va fi remediată de cei vinovați, constructori și locatari. Din fericire, nu au fost victime doar pagube materiale însemnate.